seara, sunt Natalia Cheptene, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Mă doresc și inima mine așa, când stau și mă gândesc la poliție, noaptea cu toa cu Crasar cât din somn. Până acum 2 ani, Ion Rusu din Sibirica își trăia în armonie viața de tânăr burlac. Bărbatul de 26 de ani avea un loc de muncă și visa să întemeieze o familie. Însă toate planurile lui s-au făcut praf atunci când polițiștii i-au bătut la ușă. Eu când am auzit nimic măcat, poliția n-am o caincat în șoc așa. Mi-am pierdut și cunoștința și inima mine cum adoare. Ion zice că a rămas trăsnit când a auzit ce îi se incriminează. Atunci, oamenii legii l-au anunțat că este învinuit că ar fi abuzat sexual o minoră de 17 ani. Că am adus-o și că am dat-o la mai mulți eu. Dânsa și s-o bat un joc de dânsa. Iar peste un an, Ion a aflat că încă o femeie a depus o plângere împotriva lui. De data aceasta, presupusa victimă era o tânără de 27 de ani. O să a fost cu forța, o să a fost legată eu, o să spate, o să e vânătă într-o parte și în alta și o să-i plațâță că e vânătă. Acum Ion trăiește în frică, pentru că în orice moment ar putea să ajungă la pușcărie. Eu nu vreau să trezesc la pușcărie, eu dacă știu că nu sunt vinovat. Eu nu am violat nicio fată. Cum a ajuns Ion Rusu să fie acuzat de 2 violuri pe care nu le recunoaște? Ce spun tinerele care ar fi fost abuzate sexual? Dar și cu ce argumente se apără bărbatul? I-am propus lui Ion să treacă testul la poligraf, iar după niște ezitări, el l-a acceptat. Dacă minte sau nu, aflați în această seară. Călin Rusu, tatăl tânărului învinuit de 2 violuri, este ferm convins că fiul său nu e vinovat de nimic. El crede că cele 2 tinere au inventat acuzațiile împotriva lui Ion. Cum explică bărbatul faptele care îi se incriminează feciorului său, aflăm de la el chiar acum. Domnule Rusu, vă așteptăm. În primul rând, cum ați aflat de acuzațiile care se aduc fiului dumneavoastră? V-a zis el? El ne-a spus asta după ce l-a învinuit, că asta i-a... Ne-a spus că fata și el a adus-o în soare, că la mama mea trăiește, nu cu mine. Și cum ați primit această veste? I-am spus, ai băieți, eu nu știu, ai făcut, n-ai făcut asta i-a, dacă e drept, Și ce v-a zis? El a zis că eu o adus-o tipului ca de soție și ea ca și... Dar... El a adus-o ca să se însoare cu ea? Așa ne-a spus. Dumneavoastră ați văzut-o? Nu, că trebuie să vii la mine, dar nu a fost încă. Așa și n-am mai ajuns. N-am mai ajuns. Păi dar ce s-a întâmplat? A adus-o în sat ca să se însoare și cu părinții lui nu i-a făcut? Eu trăiesc în alt sat, ea ca și nu trăiesc în sat acolo. Cu... Păi dar el unde trăiește? El la mama mea trăiește. Așa, am înțeles. La bunica tipului. Și el a adus-o acolo, da. Ziceți. Dar v-a zis înainte de asta că, uite, tata, am întâlnit o fată pe care vreau să o iau la noi, să trăiască împreună, să mă însor cu ea, v-a anunțat cumva din el timp? El acolo vorbea cu mama, el ne-a pe urmă ne-a zis de asta, nu ne-a spus deodată. Adică din însurătoare nu v-a zis nimic? Nu. Dar atunci, deja când au venit acuzațiile, atunci v-a spus? Da, dar mi-a spus ea că și astea cu dat la... Și anume această tânără s-a plâns la poliție. Da. Aceea cu care vroia să se însoare Ion. Da. Mai devreme ne-ați spus că chiar nu-l credeți pe fiul dumneavoastră vinovat de o asemenea infracțiune. Viol, dublu. De ce? Cum argumentați, domnule Rusu? Mă rog, nu e așa de rău. Eu, la mine de câte ori vine, el mă ajută, mă astea, niciodată nu l-am văzut să facă rău. Stăiește așa câte o săptămână, stă la mine. Nu l-am văzut să facă, că dacă omul e rău, mă rog. Ce înseamnă câte o săptămână stă la dumneavoastră? Păi cine l-a crescut pe băiat? La mama mea, parcă vă spun, a crescut el. Dar unde este mama lui Ion? La Sibirica. Mama lui Ion, unde este? Da, suntem divorțați de mult. Și ea nu l-a crescut? Nu. Și nici dumneavoastră? L-a crescut bunica? El deodată a stat la mine, pe urmă mama mea l-a luat. Așa, haideți să vedem cine a povestit bunica care l-a crescut pe Ion. Atenție la ecran. Eu de la moa de doi la alții. De mâna l-a lepădat și l-a lăsat și s-a dus și bună dus ea ca nici nu știu pe unde și pe în țară și unde nu știu. Și tatăl de-am s-a dus, s-a înțurat și el l-a crescut. Eu și pe unul nu mai vrut să ducă nicăruia, că
s-a învățat aici, adică nu mi-a întors odată un cuvânt să-mi fac, nu. Dimitiel lucrează. Se duce la școală, întotdeauna se duce și învăța de aia. M-a ajutat, ce să zic, și pe la soții, și pe la tot locul, atât merge. E cu minte, de, e cu minte, nu mi-a făcut probleme, ca până amu n-am avut probleme de fel cu desul. Dar cu cei din tăi, oricum, cu cei din tăi mai tincă. Da. Da. Și-a vrut să-mi soară. Dar dacă e, o luat și-a fugit și s-a dus să-mi bat. Colo, colo și de-am ce. Dar m-a făcut că ea, că aud că el a făcut, dar nu cred eu să fac așa lucru. Ne ferească Dumnezeu. Domnule Rusu, vreau să vă întreb. Deci ați spus că Ion vroia să se însoare cu această fată de 17 ani. Până la urmă, de ce n-au făcut nunta? Da, cum se fac nunta? Dacă a doua zi când l-a adus-o, el lucra la o stroică acolo, fășie, și-a luat-o și pe dânsa. Și acolo era un scrânciup, deci la poartă și eu rămas, nu a vrut să intri în ogradă. Și el lucra, când vrei să intri în ogradă. Și ei lucrau acolo și când colo unul din lucrătorii și care acolo unde chiar te nireasa ta unde se duci cu altul. E cu un lui trecători care o trec primul pe drum, s-o luat, s-o dus. Chiar a doua zi? A după ce a dus în sat? Așa au spus, așa a spus lui, eu nu știu că nu trăiesc cu dânsul. Așa v-a zis fiul? Așa mi-a spus, da. Și așa s-a încheiat în surătoare? Așa s-a încheiat, dar că el mi-a spus, zic, da, trebuie de este, unde din prima zi îți faci, dar în viața înainte. Dar să presupunem că fiul dumneavoastră nu este vinovat. Atunci vreau să vă întreb, cum credeți? De ce această fată l-a acuzat de viol? Eu nu știu, e acolo la procuror când am fost toți cu dusul la pădure, cu motoblocul, dar el spune că el nu a dus-o. La pădure, că acolo a fost o zi de naștere, a făcut un... Când eu venit la pădure, Ion Damu era acolo. Dar el spune, astea, când eu când am fost la domn procuror, o zi, că Ion a dus-o. Dar pe Ion niciodată nu ați văzut că o să fie agresiv sau o să ceartă cu dumneavoastră? Da, asta nu a fost niciodată, să da, agresiv cu noi acum... niciodată nu a fost. Dar Ion cu Mike să avea relații sau nu? Da, Dimitiel e... Nu, dar nici nu a fost la dânsă, nici ei nu s-au interesat de dânsul. Adică ea a crescut fără mama biologică. Da, da. Astăzi discutăm despre Ion Rusu din Țibirica, raionul Călăraș. Bărbatul de 26 de ani este învinuit că ar fi violat două tinere, una dintre care era minoră, având doar 17 ani la momentul faptei. Tatăl tânărului zice că presupusele victime ar fi inventat povestea despre viol. Mai mult, el afirmă că feciorul său chiar a vrut să se însoare cu una dintre ele. Acum în platoul nostru va intra Ion, care este hotărât să-i convingă pe toți că nu e vinovat de nimic. El a acceptat să treacă și testul la detectorul de minciuni. Ce răspunsuri a dat în fața expertului, dar și ce ezitări a avut, veți afla în curând. Ion te așteptă. Bună seara! Bună seara! Ion, mai întâi de toate, spune-ne cum ai ajuns să fii acuzat de primul viol? Da cum a fost? Eu... Când vorbim cu dânsa, eu pe anaclasnic. Eu... Cu dânsa, cu fata. Da. Hai să-i spunem așa, chiar te rog să nu-i spui numele, bine? Bine. Pentru că trebuie să o protejăm. Și eu m-am dus la ea cu om, cu mașină. Și eu cât timp ați discutat pe rețelele de socializare? Vreo două săptămâni. Două săptămâni. Și da. Ți-a plăcut de fată? Da. Ce ți-a spus? Nu mi-a spus nimic. Eu m-am dus și eu am vrut să fac să mă însor cu ea, să fac cu familia. Dar ați discutat asta înainte cu ea? Nu. Sau tu ai făcut o surpriză astfel? Da, eu că lucram când sat la o creșă. Și ea mi-a apucat masnap cât din 5 minute. O zic, hai, o zic, Ion, tu vei, ori nu vei. Și eu zic, hai, zic, după acest multe lucruri, eu zic, așa zic, chiar. Deci ea chiar da. Vroia să te vadă, să vă întâlniți. Așa, deci, ne-ai povestit mai devreme despre relația ta cu această fată, da? Care ulterior, uite că te-a acuzat de viol. Hai să te auzim. Atenție la ecran. Că am vorbit, poate, cu vreo săptămână, două, maximă, telefon. Eu m-am dus la m-am văzut cu dânsa, că, mă rog, că am stat de vorbă acolo cu dânsa. Eu am crezut că e o fată normală, așa, și că am întrebat cum la dânsa, câți ani are. Așa. Și eu zic, are 17 ani. Eu zic, hai, eu zic la mine, că la ți-mi zic, nu vrei să mergi. Păi eu zic că merg.
De ce să nu merg? O să merg. Am trebuit așa, am cuprins, am stat așa în alpă cu dânsa și am adus-o acasă, dar nu aici, la bunica, dar la domnul Gheorghe. Suntem cunoscuți, că l-am sunat, el zic, care Gheorghe? Eu zic, vin, eu zic, cu o fată, eu zic, până la dumneavoastră. Și el o să vin, o să, care-i problema? M-am dus cu dânsa și l-am cansat cu Barea Gheorghe, coleg de vorbă, și ne-am dus, cam noi și ne-am culcat. Vreau e de bună voie. Vrut, eu am întrebat dacă vrea și eu o să, da, singura pe cusuri și cusuri zbracat. Când nu zis că nu vrea, că nu știu ce. Cusuri zbracat, de pantalon, că de... și de maică. Am rugat cu dânsa atât, că normal, fata, că nu mi-a zis nică, că nu zice, că nu vreau, că nu știu ce. Fata a vrut. Și când încolo, după un an de zile, dacă s-a dus și m-a dat la poliție. Te rog, în ce moment i-ai zis că vrei să te însori cu ea? Până la a vă culca împreună sau după? Până a culca, i-am da? Zis. Da? Și ea ce ți-a răspuns? Eu o să să vedem după cum o să te comporți. Și eu zic, bine, și când încolo eu n-am comandos ca doilea zi la lucru. Și eu că am luat-o și pe dânsa cu mine acolo. Și când au văzut, o să eu știu screenshot-ul, o să frumos aici, o să mă duc alea că să mă dau un screenshot. Zic, du-te. Și eu într-o cânogradă. Și când încolo cu moșul, cum mă strigă, că de pe creșul, o să ne poate, o să chiar du-te, o să cu padruc, dar o să îți duci cu altul. Dar tu ai prezentat-o tuturor? Nu, pe ea, numai că da, ești în Apoania și de-o cânogradă și lucrau. Dar eu am rupt. Și de unde știi eu că este prietena ta acolo în screenshot? Da, eu că le-am spus eu. Ai prezentat-o. Uite, asta da. Este prietena mea, să știți. Da, da, da. Așa, și ce ți-a zis moșul? O să ne poate, o să du-te, o să cheltuie, o să padruga ta, o să îți duci cu altul. Și eu zic, hai, zic, cum îți duc cu altul? Și o să chiar ieși. Și ies după poartă și văd că îți duci cu unul Mișa, de mână. Zic, stați-o leac, eu zic, cum te duci? Și eu cu tacot și cu o dată de mână și cu nu mi-o zis nimic. De mână? Da, pe... Și-a luat rămas bun? Da, și e s-o dă și că nu mi-a zis nimic. Așa, și tu ce ai făcut? Am intrat când o gradă, păi da, ți era aproape mireasă, vroiai să te însori cu ea, nu puteai să o ajungi, să-i ceri cumva niște răspunsuri. Da, când am văzut apucă, că-ți duci cu așa la de mână și eu cum am gândit, eu zic astea, n-a, eu zic apie, că nu-i fata apucă, cât de familie. Hai să vedem cine a povestit unchiul tău despre asta. Atenție la ecran. Pus că vreau să mă însor, e bun, s-o duc sar și o adus-o. Cum n-am văzut dacă eu l-a adus lucram, facem o casă și o adus-o că lucra și el cu mine acolo. Și zic, vai, ți-o e, ne poate, el era jos, ți-o e. N-o mai e, n-o mai e, cum să nu-i e, și e nebun, când s-o duc și ies afară, nu-i deam în drum, nu era, era luat. S-o e, mă, e dus-o și s-o dus, poate s-o sunat și nu vreau să răspundă și când s-o dus-o, nu știu, nu mai găsu, luat-o la toc. Băi, cealaltă lucra stolul și la toc. Cum, bă, tu, dacă sarul a adus-o? Deci sarul a dus-o și-o dimineața oțu la oțu acolo, s-a adus cu dâns, că a fugit, mă. Și-o luat-o și-o tăi, a dus-o și mai mult, nu știu, n-am văzut-o, nici nu și-a pe urmă găluat-o alt băieț. Și când o dată aici sara la lucru, a doua tot la lucru și m-a trilează-o dat de dâns, au găsit-o. Și-a putem o luat-o mai mult, stăt ce-o făcut, nu știu, de-a mai departe. Dar și un lucru bun, apă vieți șadă, dacă eu... Dar cum, dacă ea că a venit, o luat-o cum aduc o japiezi, măi, dacă a luat cu mine, cu mine șeza, păi te-ai dus cu altul de-a mea. Ion, după ce tânăra a fugit de la tine, ai mai văzut-o? Da, eu am fost apuc la un coleg de-a meu, cât de clasă, eu am fost ziua lui cât de naștere. La cât timp după ce a fugit ea de la tine s-a întâmplat asta? E, ca treia zi. A treia zi după asta, chiar? Da. Asta înseamnă că ea a rămas în sat? Da. Ea s-a dus cu Mișa Isab, dacă are cu o luat-o, s-a dus la toc, așa că lucra la toc, storuș. Și Mișa cu o luat-o cu dânsul acolo. Și, și v-ați întâlnit la un frigărui. Unde a avut loc frigăruiul? La... la pădure, așa. În pădure? Da. Nu la departe de satul vostru, da? Da, da. Așa. Și când v-ați întâlnit, ce da, ți-a spus? Și eu m-am dus acolo, chiar am... Eu n-am, noi n-am cât ne-am dus tăt, și când văd că vine, ieși cu... Veneau împreună amândoi. Și cum era fata? Cum îți s-a părut? Era vesele cu asta, nu era și bă, zici, cu plâns și bă, așa, era vesele.
Deci părea fericită alături de acel Vasile. Da. Tu ai mai întrebat-o atunci? Dacă... Da, el n-am venit, n-am cu Vasile unit și cu dat mâna cu noi. Și eu m-am aprochet că de dânsa și după că am întrebat. Eu zic, apu, că-i frumos, eu zic, și faci tu. Și e tașie. Tașie. Eu zic, apu, că-i frumos, eu zic, și ai făcut tu. Eu zic, apu, eu am venit și te-am adus, zic, la mine. Și tu te-ai dus, ba, cu Mișa, ba, cu Vasile, cu Islan. Și eu zic, apu, că-i frumos. Și eu cu tacut și nu mi-a spus nimic. Dar tu, ca bărbat, cum te simțeai? Te-ai nervat? Erai supărat tare? Cum erai atunci? Eram supărat. Eu rămas șocat atunci. Și nu știam și să... Nu-ți vinea atunci să tragi două palme acolo în fața prietenului ăsta? Că de-a pute tu cum ai putut să-mi faci mie așa? Sau așa ușor tu ai stăpânit pe tine, te-ai stăpânit, că gata... Da, de ce mi-ai făcut așa? Eu ți-am adus. Dar cum? Tu, ca bărbat, probabil te-ai enervat atunci, nu? M-a enervat cu aleacă, dar... Așa, și ce se mai întâmplă după asta? Că am vrut să mai stau cu dânsa de vorbă și că nu vrut să mai stai de vorbă. Și s-o duc și tot apuc și de când Vasile Ticu. Și tu nu te-ai mai apropiat de ea? Nu. Eu știam, n-am cu băieți acolo, lângă foc. Și peste un an... Această tânără, deci după asta nu v-ați mai văzut, după acel episod din pădure. Nu. Și peste un an tu afli că această tânără te acuză de ceva. Ce ți-au spus polițiștii? Care era subiectul plângerii acestei fete? Tipă, o să s-au bătut-o cu mai multe persoane, că de dânsa joc. O să cum violat-o. Inclusiv tu? Da, o să eu și... Deci pe lângă tine încă doi băieți. Da. Și toți concomitent într-o zi? Nu știu. Polițiștii nu ți-au spus? Nu. Și tu cum ai reacționat la asta? Da cum? Mă gândeam și eu. Eu zic, da, cum îți ducă și să dai la poliție? Deci nu avea de ce să te dea la poliție? Mă gândeam și eu, zic, cum să duc și să dai la poliție? Când încolo m-a dat la poliție. Uite, acum o să-ți spun că echipa noastră a căutat-o pe această fată și a găsit-o, iar ea a acceptat să vorbească cu noi. Vrei să auzi cine a spus? De ce nu? Hai să o ascultăm împreună. Atenție! Eu am crezut ca să-mi caut și eu un prieten și dacă așa am făcut, am luat cu forța cu mașina... M-au stăit în mașină cu forța și cu forța m-au luat din mână și ne-am dus la Călăraș. Nici nu știam unde trăie el. Ne-am dus la dânsul acasă. El, acolo avea el o cameră de aia, o cameră care e lejancă așa. Ea ne-a pus în lejancă și ea cu forța și nu de depase. M-a luat cu deasăla și am zis că dăm pace și-o văs moșul lui și moșul lui nici un legând nu avea. M-a dezbrăcat. Tătă și nu ne dădea față cu deasăla mă zbraca. Dar cum să fug că el dacă are putere și mă ține de mâine acum și... Dacă niște cod n-avem și el pe mine m-a sunat că n-am avut cod, nu știu, toți prieteni de-a lor. Și ne-am dus la dânsul acasă și tot așa, mă zbraca, mă stăiam și tot de mâine mă ține. Dar pe urmă... Primul la dânsul acasă vine omul și el cu motoblocul. Primul la pădure a fost ăsta, Ion Rusu, m-a dus în profundul pădurii și m-a zbăta și m-a îndepăta și toată noaptea mă chinuie prin dimineață. Și nu se minte cu cine m-a dus acasă, nu se minte. A doua zi am venit acasă, ușit, părul s-a zburlit, mă spui. Eu nici nu știam să ne vin în șirea. Nu ne-am dus împreună cu tăticul și am scris cerele, acolo i-a spus tot cum a fost. Că nu-i dreptnic aici, dar ești și-o spus a mea, nu-i că nu-i nică drept. Ce anume nu-i drept? Nu-i nimic drept. E și-o spus cu forța, cum am luat-o cu mașina cu forța, nu-i drept. Dacă la poartă s-a dus acolo și eu rămas la scrânș și așa la unul și-a luat-o, tot cu forță a luat-o, întrebarea asta trebuie de dat ei. Tot cu forță a luat-o și-a dus-o. Dar din câte am înțeles, tu ne-ai ascuns un alt episod care s-a întâmplat în pădure. Tu ai zis că după asta nu s-a mai întâmplat nimic în pădure. Iar fata spune că tu în seara aceea ai dus-o în pădure și ai violat-o încă o dată. Nu, exact asta a zis ea.
Eu o zis, eu când am adus, eu când m-am dus clapadori, apă atunci n-am tot apă că am făcut cu dânsa cu o dată. Voi ați avut sex cu ea în pădure? Da, mai eu am fost. Eu am venit și eu n-am stat cu băieții la foc și mai departe ce a fost și ce s-a întâmplat, nu știu. Stai puțin. Tu zici că ați avut cu ea un contact în pădure. Da. Despre care nu ne-ai zis până acum. Tu ai zis că ai vorbit cu ea, i-ai reproșat că uite ce ți-a făcut, după care ea s-a așezat lângă Vasile și a stat toată seara cu Vasile. Cum s-a întâmplat atunci contactul vostru? Eu când m-am apropiat cu dânsa și că am vorbit, cu dânsa după Astiană, e tot apuc, dușec lângă Vasile. Și eu zicea, eu zicea, să mă apropii cu o dată de dânsa. Și m-am aprochet și am prins-o și eu zic, hai cu mine, eu zic, până mai într-o parte, eu zic, că te întreb o vorbă. Și că am întrebat, eu zic, ce eu zic, că tu te-ai dus cu Mișa? Eu zic, m-am dus și eu, Te-ai dus. Și te-am dus cu mai la vale și că am întrebat-o, dacă vrea și eu, o să da. Așa din start. Da. De ce te-ai dus cu Mișa și apoi, poate, dacă mai vrei? Da, și eu chiar zic așa? Da. Da. Ion, dar tu ești irezistibil, cum să-ți spun. Și după asta? Și după asta, eu cum am serios vreo câteva parte de gen și eu cum am dus acasă. Eu m-am dus acasă și mai... Te-ai laudat la prietenii tăi că, uite, ai mai avut cu ea ceva? Nu, dar eu și am de asta. Tu știai că fata a mai fost abuzată de alți doi bărbați atunci? Nu. Tu cu ce gând ai făcut cu ea? De răzbunare? De dragoste, uite, a doua oră în pădure. Care era gândul tău? Că te răzbun, că așa mi-ai făcut și acum așa trebuie, asta-ți trebuie. Sau, nu, într-adevăr, tu ai iubit pe ea. Eu că am iubit-o pe dânsa. Am dat ea pe câți dușe cu Mișa, s-o dușa pe cu vnita, când pădurea pe ea s-a fost cu o fată deșteaptă. De ce tu ai făcut în pădure cu ea? Eu am întrebat-o dacă vrea și eu zic că da. Și asta au fost și n-am avut... Ioane, dar dacă mai era o fată acolo și o întrebai tot vrea, tot te duceai? Ei, mai fost și încă o fată, dar pe că nu erau. Dar dacă era și vrea, tot te duceai? Ei, dar pe chel, dar pe că nu stătie. Ioane, dar colegii tăi, de ce au fugit? Unde-s ei, aceia sex-bomb? Unde-s pățarii? Eu am întrebat ce o scăda și singura pe că s-o dezbracat. Ca să-și demonstreze nevinovăția, tânărul a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Ai impus-o pe fată să facă sex cu tine atunci când ați fost în pădure? La procuror când am fost, toți cu dusul la pădure, cu motoblocul, dar el spune că el nu a dus-o. Încolo unul din lucrătorii și care e acolo, unde chiar te nireasa ta, unde se duci cu altul. E cu un Luboi Cercător care o trec primul pe drum, s-o luat, s-o dus. Eu m-am dus și eu am vrut să fac apă, să mă însor cu ea, să fac cu familie. Da? Și ea ce ți-a răspuns? Eu o să se vedem după cum o să te comporți. Ce ți-au spus polițiștii? Tipa o să s-o batut o mai multe persoane, că de dânsa joc. O să spun violat-o. Inclusiv tu? Da. Voi ați avut sex cu ea în pădure? Te-am dus cu mai la vale și că am întrebat-o. Dacă vrea și eu o să da. Spui că ți-e frică să ajungi la pușcărie, dar știi ce riști? Nu. Nu? Nu ți-a spus nimeni? Nu. Pentru două episoade de viol, ce poți risca? Nu. Colegii mei au discutat cu procurorul care se ocupă de acest caz. Hai să-l auzim. Primul caz a fost înregistrat în anul 2017. Se află în instanța de judecată, intentat în baza articolului 61, alineatul 2 și această cauză penală tot e la linele examinării. În prima cauză sunt trei inculpați, dintre care doi sunt fugari. A fost examinat foarte greu, deoarece au fost dați în căutare. Tânăra dată, la momentul când a fost adusă în satul respectiv, era încă minoră. Deja pe parcurs ea a împlinit 18 ani, dar la momentul dat era minoră. Și a fost adus în satul Sprica, să spunem că aproape forțat. Sub formă de șiritlic a fost adusă în satul respectiv. Persoana respectivă
a mai adunat făptași de-al dânsul și au violat-o. Și respectiv, acum se examinează în instanță judecată în lipsa două persoane care au dispărut din țară. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, inculpați de risc, o pedeapsă de la 5 la 12 ani în închisoare. Își recunoaște vina rusă, parțial. În arest, nu își recunoaște vina. Ioane, nu te spăra, dar tu te-ai delit după asta cu fata? Nu, numai cât apucnie, întâlnim apuc la atunci, judecată. Atunci, în pădure, a fost ultima dată. La judecată v-ați întâlnit tot. Da. Ioane, dar colegii tăi, de ce au fugit? Unde-s ei, acei sex bomb? Unde-s pățanii? Cu unul el e dus psihotaric la lucru, dar unul e acasă. Atunci o mare întrebare către procuror și poliție. De ce procurorul spune că ei sunt fugiți din țară și tu cu unul dintre ei te vezi? Da, eu cum am întâlnit aseară cu el. Vă reamintesc, în această seară discutăm despre Ion Rusu din satul Țibirica, Călăraș. Tânărul de 26 de ani riscă să ajungă la pușcărie pentru că ar fi violat două tinere. Una dintre presupusele victime, care avea pe atunci doar 17 ani, spune că Ion a sechestrat-o, a bătut-o, iar apoi a abuzat de ea. Bărbatul neagă acuzațiile și afirmă că relația cu fiecare dintre cele două tinere a fost benevolă. Ca să-și demonstreze nevinovăția, tânărul a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. În scurt timp vom afla cum a răspuns. Dar mai întâi, să vedem cum Ion a ajuns să fie acuzat de cea de-a doua tânără. Atenție la ecran. Că vorbea pe anaclasnic, el acum el ședin închis. Eu lucram tot la Chișinău. Și el are confrate cum ai mitit el. Și taman noi într-o mașutcă că a venit acasă. Și cum a sună, cum a trecat la Ion, tipa o scare o cu padrugă. Și are cu padrugă. Are o scă o fată și vrea să vie o scă la dânsă. O scă are cu o padrugă și o scă lucrez, dar o scă dacă tu vii, o scă cu banii, o scă de la Chișinău, o scă vine cu taxiul până în centru și tu o scă să-i plătești taxiul. Și am adus-o la dânsă. Și de tu cu tațul și de-am vorbi. Eu când am venit, apuc că nu era acasă. Eu și de-am și... Păi, i-am propus să intre în casă. A intrat fata în casă și cum am aprochet, că de dânsa și că am prins-o. La jumătate așa ne cânea îmbrățișat și ne-am așezat pe pat. Așa? Am așezat pe pat și că i-am zis dacă vrea să culci cu mine odată. Eu zic vreau să, eu zic că să rețin-mi, eu zic cu relație. Fata o zic că de ce nu? Și eu zic, da, că dezbracă-te. Și fata singurică că s-a dezbracat. Și eu cu o dată cu dânsa pe care am ținut, n-am sumbracat, iată înapoi, a înșit afară, fata cu visiul era. Dar eu după asta n-am construit la poliția pe o scu fost cu deasâla. Pe spate, o scu e vânătă într-o parte și în alta și o scu plațâță că e vânătă, dar eu n-am văzut-o. Nu te deranja că de fapt această fată era prietena prietenului tău? Doar el te-a rugat să o duci la el acasă. Da. Nu credeai că dacă te culci cu ea, chiar imediat după ce ai adus-o, se va deranja prietenul tău? Nu m-am gândit la asta. De la ce te-ai gândit atunci? Zic, el nu e acasă și am oprit credința. Dacă a fost o fată normală, că nu era ea cu săpșiepic la ea. Nu te supăra, dar zi-mi, te rog, tu pe fiecare fată pe care o vezi o cuprins și îi propui să se culce cu tine? Ne-i fiecare fată. Un bărbat normal și a dorit să culce cu fata normal. Dar tu, ca un băiat deștept normal care ești. Uite, ai tot spui că nu sunt normale. Dar tu cât de normal erai? Dacă astea erau sursele tale de plăcere, dar tu atât de normal erai, deși nu cautai o femeie normală pentru tine? Fata, nu ți-a dat niciun semn că s-ar împotrivi, că nu ar vrea să facă sex cu tine? Nu mi-a dat nicăieri. Eu am întrebat ce o scăda și singura că s-a dezbrăcat. Colegii mei au discutat cu stăpânul în casa căruia s-a întâmplat acest presupus viol. Atenție la ecran. Într-o sâmbătă era. El venea așa cu dânsa din mână. Cine e el? Rusu Ion. S-a dus din centru de acolo și o ațala
că a venit cu taxiul, el a intrat pe partea aia și el s-a zis, ce a făcut? El s-a luat și s-a dus, s-a făcut datoria cu dânsa. S-a culcat și el a ieșit într-o pare de șorci. El și cu chelea, ca așa, numai în șorte și cu chelea. Și așa mai a sudat, șterge cu dosul mână. O să că așa mai a sudat, o să că dă un par gens, o să că strodit. Apoi, da, e strigat din partea cealaltă să mă îmbrac și nu am auzit țipână, că s-o iei așa cu deasăla, s-o fărâni, să i rupi haina pe dânsa. Ion, noi știm că și în acest caz tu nu ești singurul acuzat. Ce știi despre ceilalți? Este Corcodel Vlad. Deci tu știi despre ceilalți? Tu ai aflat asta în proces sau atunci știai? Cum eu, de asta eu nu știam, apoi tot s-o culcat în ziua aceea, tu știai că și ei s-au culcat cu ea? Nu. Eu m-am lăsat o leac și eu m-am dus acasă. Și pe urmă ce s-a întâmplat, eu nu știu. Dar el și-a spus acolean, el tot apă, cum cu asta că ai înșit cu chelea și că înșorci, asta nu că nu-i drept. Nici asta nu-i drept? Nu-i drept. Și o să facem așa cum așa, cum așa gem. Nu-i drept. Păi de ce spune asta? Cum el crezi? Are și eu de, pe mine, apă, am ea, apă, fiorul lui, apă, chel, câșa de închis și că de atâta, pe el are și eu de pe mine. Adevărat, în total patru bărbați sunt acuzați că ar fi violat această tânără de 27 de ani, iar vecinul lui Ion, cel care l-ar fi rugat să-i întâmpene prietena, se află în arest. Tatăl unuia dintre acuzați își amintește că Ion Rusu și tânăra care i-au venit în ospeție l-au așteptat vreo două ore pe feciorul său. Bărbatul spune că spre seară în casă s-au adunat mai mulți prieteni de-ai fiului său și nici nu i-a trecut prin gând că ceva ar fi în regulă, cu toții au chefuit. E ca băieți, au rămas pe divan și ala, fumau, servit câte un par gen, eu au rămas, nu fuge, nu țipa, nu nimic. E, când m-am încurcat eu, erau... Rusu, Neu și Ieși și bărbatul afirmă că nici nu-i venea a crede că sub ochii lui s-ar fi putut întâmpla un viol în grup și că fiul său ar fi unul dintre violatori. Bărbatul spune că împreună cu soția va lupta ca să demonstreze că băiatul lor este nevinovat. Aproape ar vă 80 de zile, adică nu așa, Ion Neu nu-i vinovat, e tătăt Rusu. Ce fel, doamnă, de viol? 27 de ani, ăsta e viol. Eu venit singur cu taxiul în sat. Rusul Ion o adus-o la mine o gradă. A meu, e reținut pentru toată problema asta. Care doamna a fost liberă, a fost și-a băut apă. Dar el nu a fost bătută. A fost ținută închisă, dar și ne-a ținut-o. Mama unui alt acuzat susține că tânăra de 27 de ani nu a fost batjocorită și că ar fi putut pleca oricând. Mai mult, femeia spune că tânăra a fost manipulată ca să se declare victimă a violului. Nu știu, vinit ea aici. Am văzut-o că a venit de aici în coașe. O ajuns la poartă acolo, că eu și deam în drum și așteptam vacile. Trecând din ușor, așa, liber. Am trat la dâns și înapoi o gradă și m-am să așa, toată lumea vorbește, m-am să fac și bac. Pe sama fetei. M-am să o trimite pe fata și eu am înțeles că ea are mai multe cazuri. Am înțeles că de la poliție și scoate bani din băieți. Chipurile că băieții au violat-o, am să ai în legătură cu poliția și scoate bani din băieți. Banii apuc nu și-a rupt asta, dar mie apuc procurorul apuc, când apuc, am fost cu dânsul, coleanu și cansat de vorb și păuăsc 200 de mii tuăsc vor. Cine? Cred că e. Ionică, după primul caz, cu fata și e de 17 ani, tu nu ți-ai dat seama că te așteaptă dubala, tată? Ușcărie te așteaptă, bani. Și tu vii cu iarăși cu o domnișoară și chem iarăși grupa Zahvata, cum se spune. Eu nu am chemat și, pe și mergem, hai. Dar cum? Și o streacă asta așa? Bun. Bine, o mic fata cu tine, cunoscuta ta, te iubește, nu știu cum. Și stați la masă, e fata și lești tu acolo, iarăși, și asta e. Ha? Găină de tăiat, de făcut frigărui, ori porcul și asta. Tatăni. A venit momentul să auzim ce spune tânăra de 27 de ani, dar și mama ei despre presupusul viol. Atenție la ecran.
Mama tinerei de 27 de ani, care ar fi fost abuzată sexual, zice că fiica ei suferă de retard mental și este ușor manipulabilă. Femeia povestește că într-o zi de februarie a anului 2019 și-a trimis fiica la o rudă în satul vecin ca să o ajute prin gospodărie. Abia spre seară, ea și-ar fi dat seama că fiica a dispărut. Cum am aflat? Că e la mine e bolnavă. Așa. Și e, n-are tot timpul să ne ierte minte. Eu ieșit și s-a dus la rude, telefonul era luat, nu putea să vorbească, să iei telefonul, nu putea să comunic nici cu dânsa. Timp de 3 zile nu a știut nimic despre fiica sa, se plânge femeia. Își amintește că era ora 11 noaptea când a primit un apel și a aflat că tânăra a fost batjocorită. Și pe data de 18 s-a dus și a văzut-o și a luat-o. Două zile și jumătate, dacă sâmbătă după masă și o stat duminic și luni. O bătut-o, s-a bătut joc de dânsă. Tânăra de 27 de ani povestește că ar fi discutat timp de câteva zile pe rețelele de socializare cu unul dintre tinerii pe care acum îl acuză de viol. Ei și-ar fi stabilit o întâlnire pentru a se cunoaște mai bine, iar bărbatul ar fi trimis un taxi după ea. Mi-a spus că el vrea să facă familie cu mine. A venit taxistul și mi-a spus că băietul care a dat comandă de taxi mi-a spus că să te aduc la dânsul în sat. Și eu am acceptat ca să ne vedem. Dar n-am știut ce să fac eu. Tânăra zice că odată ce a ajuns în satul Țibirica a și început calvarul. Ea își amintește că Ion Rusu a condus-o în casa prietenului său și a impus-o să facă sex, iar apoi ar fi ajuns pe mâna altor trei bărbați. I-am spus că nu. Și eu am început să mă iei cu forța să mă trag de haine. Am avut relații. De rând, da. Doi ne țineau mâinile, nu, unul mâinile și unul picioarele și unul m-a zbraca. Jumați patem, da. Nu vrei să-mi iei drum de mâini, nu știu ce. Mai mult, tânăra spune că a îndurat foame două zile. Potrivit ei, bărbații au dezbrăcat-o, au lăsat-o goală și au încuiat-o într-o odaie. N-aveai și nici să mă scăpi. Atunci, seara, în prima zi, eram fără haine, fără astea. Nici haine, nici le luat. Erau ușile închiete, lăsăm pijam și strigam și nimic. Tânăra spune că a scăpat cu ajutorul unui cunoscut de al violatorilor, iar de cum s-a văzut liberă, zice că a plecat împreună cu mama direct la poliție să depună plângere. A venit Ion, care m-a scăpat pe mine și ne-a spus că dacă vreau să ies de acolo. Și am spus că da. M-am întâlnit cu dânsa acolo și fata spărietă, plânsă și tremura. De acolo m-am urcat în mașină cu dânsa și de la poliție m-am dus. Cu forța așa nu a fost nici, că nu e drept. După cum ei spune că a fost legată, eu de asta eu nu știu. Eu m-am dus acasă și eu nu știu. Eu nu mai am fost. După asta și eu nu știu. Dar eu când am avut cu dânsa, eu cu forța nu a fost. Dar cum crezi? De ce ea povestește? Da, povestește că poate vor ruble. E că mai are apă încă două cazuri. Și băiețean, dacă o să vândut, o să mașini, foarte reaptipă o să scăpe cât din pușcărie. Păi, dar tot tocmai tu ne-ai confirmat că nu ți-a cerut nimic, niciun ban, da, nici mama ei, nici fata. Nu i-a cerut. Și atunci ce profit ar putea avea ea din asta? Eu nu știu și poți să aibă, dar ea cred că lucrează cu așa și avata. Poate că lucrează cu poliția și poate apare și poliția banii la astea. Eu asta mă gândesc. Cam straniu se întâmplă în viața ta. Fiecare fată care o întâlnești, imediat îi propui intimitate. Dacă era o situație, un singur caz, o singură fată, încă mai era loc de interpretări. Dar fete diferite, cazuri diferite, dar scenariul același. Cam o să te coste pe tine scump întâlnirea asta cu fetele. Haideți să auzim ce ne-a comunicat procurorul despre acest caz. Atenție! Cu referire la acest caz, pot comunica că cazul se află în instanța de judecată, intentat în baza articolului 71 alineatul 2 și această cauză penală tot e la linele examinării. A doua tânără este cu un handicap
din copilărie și e cu mult mai grav. Pe cazul dat sunt citate patru persoane, dintre care una este reținută și se află în arest preventiv. Are mandat de arestare pentru 30 de zile, care a fost prelungit din instanța de judecată. De ce doar unul dintre ei a fost reținut? A fost reținut doar ce a fugit din țară. A fost la momentul când a intrat în țară, a fost reținut. Cineva dintre inculpați își recunoaște vina? Iarăși spunem de faptul că recunosc parțial. Bărbatul reținut își recunoaște vina? Parțial. De fapt, bărbatul reținut mai are deschisă o cauză penală pentru privare ilegală de libertate, articolul 66, alineatul 2. Noi, din câte cunoaștem, în cazul al doilea de viol, presupusa victimă ar fi fost încuiată, legată? A fost încuiată în casă, în casa făptuitorului. Așa cum riese din spusele procurorului, deci dosarul este în primul și în al doilea caz instrumentat. Procuratura are bănuieli rezonabile, nu degeaba a trimis materialele în instanța de judecată, deci probele sunt acumulate, inculpații sunt determinați. Faptul că inculpații sunt aceiași, numai fetele sunt diferite, deci mai este încă o probă adăugătoare pentru acuzare, pentru a-i trage la răspundere. Deci, care o să fie măsura de răspundere penală pentru dânsul să determine instanța de judecată? Două infracțiuni prin cumul. Vă reamintesc, în această seară discutăm despre Ion Rusu din satul Țibirica. Bărbatul de 26 de ani riscă ani grei de pușcărie fiind acuzat de violul a două tinere, una dintre care era minoră la acel moment, iar cealaltă are deficiențe mentale. Bărbatul se declară nevinovat. El recunoaște că a avut relații cu ambele tinere, însă afirmă că totul ar fi fost benevol. Ion a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni pentru a-și demonstra nevinovăția. Ce-i drept cu ezitări? Și aici, Ion, vreau să te întreb, de ce ai ezitat atunci când ți-am propus să treci testul la poligraf? Deodată mi era rău și să spun și bă rău și... De la ce putea să-ți fie rău? Nu știu. Ai probleme de sănătate? Da, eu cu inima o leacă, bolesc. Într-un final ai acceptat, acum ești sigur că vrei să dăm cărțile pe față? Da. Așa, haideți să vedem cum a decurs testarea la poligraf. Atenție la ecran. După mai multe încercări de a evita testul, Ion a acceptat totuși întâlnirea cu expertul poligraf. După ce a semnat acordul, toți senzorii au fost conectați și testul a început. Să poftim, luați loc. Acum vă aplic doi senzori care o să înregistreze respirația dumneavoastră abdominală și toracică. În timpul testului vă rog frumos priviți în față și răspundeți la întrebări cu da sau nu. Ați bătut-o pe... Ați violat-o pe... Ați strigat la... ca să facă sex cu dumneavoastră. Ați impus-o pe... ca să facă sex cu dumneavoastră. Ați propus și altor bărbați ca să facă sex. Ați impus-o pe Ina ca să facă sex cu dumneavoastră. Testul a fost destul de complicat. Ion a avut mari emoții. La multe întrebări se gândea mult ca să răspundă la ele sau nu. A fost un caz cu multe semne de întrebare, dar care au fost stabilite. Au fost situații că Ion a încercat să ascundă ceva, dar nu i-a reușit. Unde a mințit tânărul acuzat de viol și unde a spus adevărul? Aflați în câteva momente. Ion, ești gata să auzi rezultatele testului? Da. Mai întâi, voi da citirii întrebările care se referă la cel mai recent episod cu tânăra de 27 de ani. Nu voi da numele celor două fete pentru că trebuie să le protejăm și tu înțelegi asta, dar le voi spune fată, tânără, da? Dar în cadrul testului numele lor au figurat și tu ai fost foarte conștient despre ce este vorba și despre cine este vorba. Acestea fiind spuse, să trecem la întrebări. Nu le voi citi toate, au fost foarte multe întrebări în cadrul testului, noi am ales doar pe cele care ne interesau în mod special. Așadar, vorbim despre fata de 27 de ani. Tânăra, ți-a zis că nu vrea să se culce cu tine? Nu. Ai răspuns nu? Da. Și ai spus un adevăr. Ai propus și altor bărbați să se culce cu tânăra? Nu. Și acesta este un adevăr.
ai văzut cum prietenii tăi o violează pe tânără? Nu. De data aceasta a fost adevăr. Și ultima întrebare care se referă la această tânără de 27 de ani. Ai impus-o pe tânără să facă sex cu tine? Nu. Rezultatul testului arată că și de această dată ai spus un adevăr. Și acum întrebările despre celălalt presupus viol cu fata de 17 ani. Atât avea ea atunci. Era minoră. Așadar, ai obligat-o pe fată să meargă cu tine la Țibirica? Ai impus-o? Nu. Și aici ai spus un adevăr. Ai impus-o pe fată să facă sex cu tine în ziua când ai adus-o la tine în sat? Nu. Și de data aceasta ai spus un adevăr. Mai avem două întrebări. Le-ai propus și altor bărbați să se culce cu fată? Nu. Și de această dată este un adevăr. Ultima și cea mai importantă întrebare. Ai impus-o pe fată să facă sex cu tine atunci când ați fost în pădure? Nu. Iar de această dată ai spus o minciună. Asta înseamnă că totuși atunci a fost forțat. Tu puteai să faci asta în starea în care te aflai atunci? Puteai nu. Să impui o femeie să facă sex cu tine? Nu chem eu să fac așa ceva, dar dacă s-a întâmplat. Eu cred că întâi vreau să întreb până să fac o concluzie pe tata. Când v-ați dispărțit de mama lui Ioan, tot timp dumneavoastră ați spus lui Ioan că maica a fost de vină pentru ceea ce se întâmplă. Așa a fost indus în capul lui Ioan sau? N-am stat eu de vorbă cu din partea asta niciodată. Bine, acum întreb, Ioan, tu cum te-ai simțit când mama și tata s-au dispărțit? Este foarte tare. Fără mama, păi greu. Așa, am înțeles. Eu te înțeleg perfect. Pentru asta și vreau să fac un pic de lumină pentru toți cei care ne privesc și toți cei care se ocupe de dosarul tău, pentru că aici sunt câteva momente extrem de importante. Noi avem în fața o persoană care trăiește, dacă putem spune așa, cu sindromul părăsirea mamei, traumele de părăsire a mamei, ceea ce în ochii lui, toate nenorocire, toate suferințele care a avut din clasa întâi, fața de alt colegi, fața de ceilalți care erau semenii lui, se datorea faptului că mama l-a părăsit. Practic asta era insuflat în capul lui. Și atunci vă dați seama, capul acel copil nu vede altceva decât în sexul feminin o sursă de neplăcere, de traumă, și mereu inconștient vrea să răzbune pe femei. Eu consider că organul de urmărire penală, de fapt acum suntem deja în instanța de judecată, ar proceda foarte bine dacă s-ar numi o expertiză psihiatrico-psihologică ca să individualizăm persoana, să vedem cât de tare a conștientizat, cât de tare a înțeles, cât de tare a vrut să se produc ce și-a făcut el, ca un om să fie pedepsit pentru ce și-a înțeles, pentru ce și-a făcut, pentru asta să răspundă. Eu tare mă îndoiesc că Domnul care stă în fața mea a înțeles tot ce face. Eu vreau să spun, Ioane, în satele noastre 90% de vădovi trăiesc în sat. Eu am colindat la concerte, numai femei vin cu flori. De secunde bărbații, la cimitir, tu nu poți găsi o vădană, măi, tată. Înțelegi? Dar tu iei cu forța, tu cu amajala, cauți, prima dată faci, nu ești pedepsit. A doua oară tu te bagi iarăși în tărâță. Tatone, la pușcărie, Doamne firește și pedeapsă. Lipsa atenției părintești cumva și-a lăsat amprenta în comportamentul tău. Lipsa educației la momentul potrivit, la fel cumva
a lăsat niște consecințe. Dar să spui că e vina fetelor că au mers, păi asta cumva nu discutește de anumite consecințe, ca până la urmă te vezi, ai spus că au mers cu tine de bunăvoie, dar într-un final ai câteva cauze penale în instanța de judecată. Și odată ce faci tu diferență că dacă ai fata e hâtră sau dacă fata e proastă, urma să procedezi într-un fel sau altul, eu admit că tu faci diferență între lucruri. Prin urmare, când ai întâlnit aceste fete și pe ambele le-ai cuprins doar în timp diferit și concomitent sau respectiv le-ai dus la pat, ai conștientizat ce aici se întâmplă, ce aici urmează să se întâmple. Până la urmă, atunci când faci asemenea lucruri, urmează să-ți asumi niște riscuri. Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu.